Bună dimineața! Bun găsit la Daily Briefing! Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne reauzim, mai ales că astăzi este o zi destul de interesantă. Nu avem parte de prea multe episoade de plictiseală, cel puțin nu în ultima vreme, în piețele valutare. Chiar dacă avem în față un grafic pe EURUSD, nu acesta este instrumentul cel mai dinamic al acestei zile. Însă, vom comenta pe scurt perspectivele pentru EURUSD și mai ales ceea ce am văzut petrecându-se recent. În Statele Unite am văzut surprinzător date destul de bune din economia reală, care teoretic ar fi trebuit să ducă la aprecierea dolarului. S-a întâmplat așa ceva doar pentru o perioadă mai scurtă și aceasta fiindcă în continuare ipoteza predominantă este cea care favorizează apetitul pentru risc. Am văzut cererea de ajutare de șomaj coborând sub nivelul de 360.000 cu mult, ajungând la 335.000 și cele mai bune date din sectorul construcțiilor nou începute din ultimii 4 ani. De asemenea, în sesiunea asiatică am văzut cum PIB-ul Chinei și date privind producția industrială au surprins pozitiv. Deci China, a doua mare economie a lumii, merge în direcția bună, cel puțin deocamdată. Evident, sunt riscuri pe termen lung, însă, pentru moment, impactul acestor raportări a fost unul pozitiv, vizibil într-o serie largă de piețe. Euro însă nu este atât de zburdalnic, atât de energic pe cât ni l-am putea imagina. Ne-am apropiat de nivelul de 1,34 și am cunoscut o respingere din această zonă. Piețele sunt încă nehotărâte și acest lucru ține, între altele, și de posibilitatea ca în interiorul Uniunii Europene să avem o ruptură între Marea Britanie și restul blocului. Această ruptură ar fi, evident, un element de percepție negativă, în primul rând pentru Marea Britanie, dar se răsfrânge parțial și asupra euro. În ședința de astăzi avem de-a face cu raportări semnificative din Statele Unite la ora 5 fără 5. Avem indicatorul de încredere al consumatorilor compilat de University of Michigan. Ne așteptăm ca îmbunătățirea față de valoarea anterioară de 72,9 să fie una consistentă, dar rămâne de văzut dacă vom atinge sau depăși nivelul de 75,1 pe care îl așteaptă în medie analiștii. În perspectivă tehnică, vedem cum corecția recentă este comparabilă cu mișcarea semnificativă anterioară, ceea ce ne duce cu gândul că 1.3351 ar fi un nivel de suport important, urmat ulterior de 1.3330. În cazul unei respingeri din această zonă, pe termen scurt, avem chiar anumite indicii constructive, 33,75 și apoi, sigur, foarte important, 1,34,02. În mod ideal, ar trebui să vedem o închidere peste 1,34,02 în plan, într-un interval hourly, pentru a putea urmări ulterior o apreciere de câteva zeci de pip și în primă fază în regiunea 1,34,50 și apoi înspre limita superioară a canalului de trend pe la 1,34,80, 1,34,86. Partida nu este jucată din punctul nostru de vedere, e posibil să avem o anumită mișcare laterală în această zonă, poate o testare la nivelul de 1,33,30, deși din punctul nostru de vedere pe termen mai lung, fie că e vorba de ședința de astăzi, fie că e vorba de debutul săptămânii viitoare, putem să străpungem acest nivel de 1,34. Lira sterlină este într-o pasă mai proastă, cum spuneam. Din 1,59-58 am ajuns până la urmă la 59-41, un nivel pe care discutam acum câteva zile. A luat mai mult timp, dar am ajuns aici și este posibil ca tendința să continue să fie descendentă spre 59-13. Am discutat, discursul lui David Cameron nu a fost livrat, nu va fi livrat astăzi, a fost amânată datorită evenimentelor din Algeria, însă el conține o atitudine mult diferită față de cea care a stat la baza construcției europene. La 11 și jumătate avem
vânzările în sectorul de retail, așteptăm la o cifră rezonabilă în linia așteptărilor sau poate chiar ușor mai bună, 0,2%, ceea ce ar putea fi un element temporar favorabil pentru liră. În orice caz, tendința descendentă chiar și pe termen scurt se menține câte vreme nu închidem undeva peste 59,77, care este și nivelul de rezistență cel mai relevant din punctul nostru de vedere pentru moment. Piața de capital a avut ieri o perioadă bună. Datele din economia americană au fost la mare cinste, însă acum suntem pe modul de așteptare. Mod care ar putea fi tehnic o pauză înainte de o mișcare ascendentă dacă reușim să mergem peste 7756 de puncte, ulterior rezistența la 7793 și dincolo de acesta 7800 și 7845 ca nivel precis ar deveni ținte destul de puternice. Cum spuneam, merită comentat aici faptul că în China am avut date bune din industrie, PIB-ul a avansat în trimestrul al patrulea cu 7,9%, pentru întreg anul 2012 avansul de 7,8% a fost peste așteptări, iar prognozele pentru creștere în 2013 sunt mai bune, undeva în zona 8,2%. Aceste elemente constructive s-au văzut și pe petrol, cel puțin în debutul ședinței. Totuși, piețele nu au avut suficientă forță pentru a depăși acest 111,46. Tendința pe termen scurt pare a fi una negativă în acest instrument. Aș urmări din nou aici o secvență corectivă, poate undeva în zona 110,60. Dacă închidem și sub acest nivel, din nou putem asista la cifrele inferioare din zona 110. Dacă nu, opinia noastră rămâne una favorabilă acestui instrument, care a recuperat în ultimele două ședințe aproape 2%. Aurul a reușit în cele din urmă să respecte logica ascendentă, cu toate că datele la un moment dat presau puternic în favoarea dolarului și deci în defavoarea aurului. Perspectiva QE ar fi trebuit să fie mai rezervată dacă situația economică din Statele Unite se îmbunătățește, Fedul ar trebui la un moment dat să se gândească la a opri programul pentru a nu genera inflație. Ei bine, până la urmă, datele bune din China și merită comentat aici și un indice slab de activitate în regiunea Philadelphia, care arată că economia americană nu este până la urmă atât de puternică pe cât ar sugera o celelalte două raportări, au permis o reversare a trendului. Din punctul nostru de vedere, am atins un nivel important în regiunea 1694, dar 1698 și 1700 pot fi în continuare tentante pentru cumpărători. Lucrurile sunt ceva mai delicate în această zonă și e posibil ca astăzi să avem din nou o retestare a liniei de trend undeva spre 1678. Urmărim pentru a avea o perspectivă direcțională susținută, fie depășirea nivelului de 1698, fie o străpungere sub 1674. Mai dinamic ar fi probabil o închidere sub 1674, care ne-ar proiecta aproape 20 de dolari mai jos în această regiune, 1654. Dacă însă mergem spre 1700 și în opinia noastră în continuare lucrurile par în cele din urmă a fi calibrate spre această direcție, 1707 și apoi linia de trend care ar trebui puțin ajustată, linia de trend descendent ar putea oferi următoarele ținte. Deci 1707 sau chiar puțin mai jos dacă timpul trece în favoarea vânzătorilor. USD-JPY a spart nivelul de 90, l-a spart temporar și în momentul de față trebuie să refacem calculele. E vorba de schimbarea de poziție a unuia dintre miniștrii, a marii, care se orientase acum doar câteva zile spre perspectiva de calmare a acestei deprecieri a yenului. Acum s-a corectat probabil și la sugestia premierului și a afirmat că yenul nu pune deocamdată probleme. În plus, un alt oficial guvernamental a sugerat că USD-JPY
este tolerabil, este digerabil în economia japoneză, chiar și în, la cotații de genul 95 sau 100 de, 100 de yeni pentru dolar. Piețele au înțeles mesajul și au proiectat perechea în sus. Acum observați că această tendință ascendentă s-a integrat într-un nou canal de trend care este probabil mai relevant decât cel vechi pe termen scurt. Asta însemna că am putea avea o șansă de apreciere în ședința de astăzi undeva spre 90-50, dar de aici ar fi logic ca în ședințele următoare să avem unele corecții. Deja săptămâna viitoare, pe 21, ar trebui să avem decizia de politică monetară care ar putea să confirme, de fapt în noaptea de luni spre marți, ar putea confirma o politică mult mai agresivă din partea Bank of Japan. Pe termen foarte scurt, tehnic, însă există o anumită fragilitate acestor niveluri care ar putea duce la unele corecții. Ne așteptăm însă ca logica predominantă să fie una constructivă. Dacă atingem 89,70 și închidem sub acest nivel, ținta ar putea fi undeva spre 89,40. Ne uităm puțin și pe Euroron, care este în zona 4,32-4,33. În această regiune e vorba de o stare de așteptare. Probabil că piețele ar fi mers undeva și sub 4,31, însă e posibil să avem în piață și jucători mai mari, inclusiv poate o prezență discretă a băncii centrale. Bun, înainte de a încheia, văd că avem o solicitare pentru USD-CAD. Ne uităm puțin și pe acest instrument. USD-CAD este tehnic foarte interesant. Iată că ședințele trecute au arătat o perioadă de pauză, dar astăzi avem o netă apreciere dolarului american în fața dolarului canadian. Interesantă cu atât mai mult cu cât petrolul nu este în retragere. În Canada avem date la 3,5 din sectorul de producție. Știm că au fost perioade când datele din Canada, datele macroeconomice din Canada au fost mai bune decât în Statele Unite. Nu a fost cazul și ieri, când am văzut influxuri de capital mai restrânse. Din punctul de vedere al configurației actuale, este posibil ca mișcarea să fie în continuare de apreciere pentru USD-CAD. 0,9909 ar putea fi o primă țintă și ulterior undeva spre zona 99-23. Probabil că vom avea și corecții, dar se pune problema unei respingeri care să aibă încă loc de desfășurare în cazul acestei perechi, poate în cele din urmă chiar spre dincolo de 99-30, 0,9930. Bun. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și vă doresc o ședință reușită și profitabilă și vă asigurăm că vom continua să vă oferim materiale și raportări care sperăm să vă fie de ajutor. Toate cele bune și pe curând. La revedere!